Conexiunea emoțională dintre doi parteneri nu se blochează brusc. Există o serie de semne, de indicii, asemenea precursorilor în cazul cu tremurelor. Numesc aceste semne dispozitive de alarmare. Dacă eu este atent și le sesizează, poate interveni din timp, evitând astfel conflicte inutile și experiențe greu de integrat mai târziu. Iată câteva dintre ele. Alarma 1. Nu mai există atracție sexuală. Eviți contactele sexuale apelând la tot felul de pretexte sau transformi sexul într-o experiență mecanică. Îți faci datoria de partener. Viața sexuală este o oglinda vieții tale emoționale dintr-un motiv foarte simplu. Corpul nu știe să mintă. Dacă la începutul relației funcțiile tale sexuale erau sănătoase și puternice, iar acum par a fi slăbit și nu ești octogenar, problemele sexuale sunt, aproape sigur, expresii simbolice ale unor tensiuni, crize sau frustrări din alte zone ale vieții de cuplu. Neputințele, insuficiențele sau conflictele latente se manifestă în pat. Este ca și cum cineva te trage de mânecă, semnalându-ți că ceva nu este ok în viața ta. Din acest motiv, tehnicile recomandate de psihosexologi sau de profesioniști autodeclarația amorului sunt sublime ci complet nefolositoare dacă nu sunt însoțite de o intervenție terapeutică. E necesar să înțelegi ce se întâmplă mai adânc în sufletul tău. Tehnicile fizice, pozițiile noi, stilurile mai variate de a atinge nu trec dincolo de epidermă. Când existau atracția și satisfacția sexuală, nu trebuia să vine cineva să te învețe. Frumusețea experienței sexuale stă în spontaneitatea ei. Dacă această spontaneitate s-a pierdut, recomandarea mea este să explorez la un nivel superior. Excitația sexuală poate fi o metaforă excelentă a problemelor emoționale din cuplu. Alarma 2. Simți impulsul de a te delimita excesiv de partenerul tău, acționând singur acolo unde este potrivit să acționați împreună și unde chiar așa se întâmpla în trecut. Este ca și cum ai căuta mai mult spațiu, deoarece prezența lui a ajuns să te sufoce sau să te incomodeze. De exemplu, dacă altădată ieșați împreună pentru a lua masa în oraș, acum ești cu altcineva sau nu mai ești deloc. Dacă altădată îl consultai înainte de o investiție, acum nu o mai faci. Dacă altădată nu concepeai un sfârșit de săptămână fără el, acum te bucuri când lipsește. Iar dacă vă uitați împreună la un film comentându-l aprins după aceea, acum ai propriul tău televizor. Alarma 3 Îți vine tot mai greu să-l ierți pentru anumite lucruri și te simți rău când îți amintești de ele. Dacă situațiile emoționale din trecut sunt finalizate, ele se închid și nu mai apar în conștiință decât eventual pentru a te informa asupra trecutului Evenimente și stări, însă fără a reactiva acele stări. Imposibilitatea de a ierta, cu alte cuvinte, resentimentul, indică în mod clar dispariția iubirii. Dacă tolerezi frustrările, dar simți și ranchiuna, furia se interiorizează și declanșează o serie de complicații: tulburări de somn sau de alimentație, dureri de cap, afecțiune ale pielii, impuls sexual scăzut, stări depresive. Alarma 4. Te gândești tot mai mult la trecut, fie la începutul relației voastre, fie la alte relații, a căror încheiere este posibil acum să o regreți. O femeie divorțată, de exemplu, se trezește gândindu-se cu nostalgie la fostul ei soț, pe care nu cu mult timp în urmă îl considera incompatibil cu ea. Alarma 5.